Înainte ca bătrânul vestitor al Crăciunului să ajungă la ei, zecile de copii de la spitalul municipal au făcut cunoștință cu o zână din povești și au primit vizita colindătorilor. Cine îmi spune și mie o poezie? Îmi spui o poezie? Hai, spune-mi o poezie. Sosirea moșului a adus zâmbete pe fețele copiilor. I-am venit voi la moșul pe rând să vă dea cadou. Haideți! Le-am adus dulciuri, că de astea au nevoie copiii de aici. Cum sunt copii? Cum vi s-au părut copiii? Copiii sunt foarte, foarte cuminți. Unii dintre ei sunt mai bolnăviori, dar o să se facă bine și totul va fi bine. Cum e moșul? Frumos. Și ce ți-a adus moșul? Cadou. Ce ți-a adus moș Crăciun? Dulciuri. Foarte frumos, o idee foarte bună, mai ales acum că toți copiii sunt bolnavi și fără niciun chef, foarte frumos. A devenit deja o tradiție ca Partidul Național Liberal să vină înaintea Crăciunului la secția de oncologie copii să dăruiască un zâmbet și un cadou celor care se luptă pentru viața lor.